Potrivit unui studiu realizat de GFK România, românii au cheltuit mai puțin bani pe alimente în prima jumătate a anului 2012. Salariile reduse, scumpirea alimentelor și lipsa locurilor de muncă au un impact foarte mare asupra cetățenilor. Giurgiuvenii cu care noi am stat de vorbă par să nu se încadreze în acest studiu, în sensul că o mare parte din venitele lunare se duc pe mâncare. Câți bani cheltuiți în fiecare lună pe mâncare? Păi să... câți ai atâtea cheltui, dacă ar fi să... foarte mulți. Au scăzut sau au crescut cheltuielile față de anii trecuți? A crescut. La ce anume? La toate, și la alimente, și la toate produsele. Da, s-au scumpit toate foarte mult. Mult, că dăm și pe medicamente, și pe mâncare, și... da, mult. Am cheltuit pe mâncare în fiecare lună? În fiecare lună? Nu știu, undeva la 3 milioane, numai pe mâncare. Același studiu arată că românii cheltuie mai mulți bani pe băuturile non-alcoolice și produse de igienă.